În România, ziua de 1 mai a fost sărbătorită pentru prima dată de către Mișcarea Socialistă în 1890. În perioada regimului comunist, 1 mai era motiv de propagandă și manifestații uriașe. Muncitori, țărani, intelectuali sau elevi, cu toții se strângeau pentru a demonstra în sincron prin fața autorităților. În perioada comunistă, evenimentul era marcat cu defilări grandioase. 1 mai era momentul în care se prezentau realizările mărețe ale Partidului Comunist Român. După Revoluție, 1 mai a devenit simplă tradiție sau mai degrabă amintire. Astăzi noi sărbătorim la mare, la munte, cu mici, cu bere și poate doar cu o scurtă dezbatere despre vremurile de mult apuse. Giugiuvenii care au prins acele vremuri și amintesc cu nostalgie de această zi în care participau cu mândrie la manifestații și defilări. Duminică, pe lângă faptul că este Paștele, este 1 mai, vă mai amintiți cum se petrecea pe vremuri de 1 mai, cum era o zi de 1 mai? Se petrecea foarte frumos. Era două zile, două sărbători, una care se moștenea din moștrămâi și a doua, 1 mai, care era o sărbare destul de frumoasă. Aici era un centru, se făcea o tribună mare așa pentru fruntași în producție și defila tot giurgiuvenii, venea dincolo în colonați, urale, striga partid, nu știu ce, și trecea până acolo și formă fiecare acasă. După aceea mergea la pădure. Ați auzit de pădurea Bălănoaia? Acolo era niște căsuțe de vacanță, era să vă organizați. Era foarte frumos. Nu să nu ne aduc cuminte. Spuneți-ne câteva cuminte. În primul rând erau altfel aranjamentele. Zile libere, erau defilări, erau... Și acum sunt, dar sunt pentru care pot să meargă. Și atunci erau mici și berea? Erau și atunci, mai rar, dar erau. Se făcea și atunci grătare în pădure ca acum? Da, da, se făcea. 1 mai? Era frumos înainte, acum nu mai este. Erau defilări, parade? Era defilări, da, era frumos, ne îmbrăcam frumos. Acum nu mai este, nu mai are lumea servici, nu mai îngiurgi, nu mai avem nimic. Da, mi-amintesc sigur că da. Cum se mergea la pădure, era muzică, era grătare, era de toate. Parade, defilări? Da, 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 în primul rând. În primul rând, defilări dimineața și după aceea fiecare mergea unde vrea să distreze. Și atunci erau grătarele cu micii și berea ca acum? Erau, dar nu erau bani. Acum mai sunt bani. Atunci era bani, puteai să te duci, mergeam și în stațiuni, mergeam, dar acum nu ne mai ducem nicăieri, că nu mai ai posibilitate. Era frumos. Pentru mine era frumos generația. Toată întreprinderea era obligată să vie la servici. Eram cu toții, dacă nu ne-am văzut niciodată, dar la masă și la un șpriț eram cu toți. Era frumos. Defilări, parade? Păi bineînțeles. Ce dacă eram tânăr și duceam un steag? După ce terminam, îl puneam în mașină și eram liber. Unde era problema?